Sala 13 a Palatului Comunal s-a dovedit a fi neîncăpătoare pentru un eveniment special și cu invitați de marcă. La aceeași masă s-au strâns profesori universitari, academicieni, reprezentanți ai culturii românești, dar și înalte fețe bisericești. Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, înalt preasfințitul Ciprian, a deschis simpozionul de astăzi din cadrul zilelor orașului Buzău. Arhipăstorul a amintit de faptul că Buzăul este un oraș privilegiat, puține din țară, mândrindu-se cu un ocrotitor atât de cunoscut precum Sava Gotul. Au debutat, precum se știe, cu Sfânta Liturghie Arhierească săvârșită în Catedrala Sfântul Sava din Buzău și la care, desigur, ați participat și mulți dintre dumneavoastră, pentru că este un mare privilegiu și o binecuvântare pentru orașul Buzău și pentru întreaga regiune a Buzăului să aibă un ocrotitor atât de cunoscut în istoriografia românească și nu numai, Sfântul Ucenic Sava, numit Gotul, dar care, iată, și-a dat viața pentru Hristos în regiunea acestui oraș. Unicitatea ținuturilor buzene a fost remarcată de altfel și de academicianul Dan Berindei, revenit la Buzău pentru cea de-a noua ediție a simpozionului. Situat pe o rută comercială importantă, orașul a avut puterea de a se reface după distrugeri suferite în mod repetat. Școala a apărut relativ devreme, în secolul XVI, tipografia înființată la 1691 de către Brâncoveanu, sau mai apoi telegraful, sunt doar câteva dintre lucrurile de care Buzăul a beneficiat înaintea unor centre culturale mai mari ale țării. Școală, foarte de primecție, în versul 16, bine știți. După aceea, bibliotecă. E drept că Buzău a mai avut un dar. De data aceasta, ca să spun așa, cu un confrate al meu înaintaș, episcopul Ionise Romanu, care a creat școală, a creat școală normală, a creat un periodic vestitor bisericesc și, de asemenea, aici a ființat, de mai înainte ființase tipografia, chiar spre sfârșitul 17. A fost un centru cultural necontenit. Și lucrurile acestea cred că și ele au adăugat. Pleiurile frumoase ale județului au atras de-a lungul timpului și capete încoronate, precum Carol I. Sub tutela domeniilor regale se afla în secolul XIX Moșia Domnița, de lângă Râmnicu Sărat, una dintre cele mai importante surse de venit ale coroanei regale. Despre moșia aceasta de la Râmnicu Sărat scrie Ion Popovici, o monografie. Și aflăm ce despre această moșie care, iată, mi-a reținut atenția. Aflăm că ea avea 7600 de hectare, că avea terenuri arabile, grădini, suhaturi, păduri cu salcâmi, avea clădiri administrative importante. Nu era o valoare foarte mare, dar existau aceste clădiri. Există un capital de mașini, mașini agricole la care nu există un inventar viu. 200 de boi, de pildă, erau la această moșie, 30 de vaci. De Sava Gotul și de zorii creștinismului în spațiul Carpato-Danubiano-Pontic a făcut vorbire și alt invitat de marcă, preotul Mihail Milea. Spre deosebire de alte popoare unde trecerea la creștinism s-a făcut brusc prin decrete, locuitorii din spațiul românesc au îmbrățișat religia încă din primele secole ale mileniului. De odinioară ne-am încreștinat atât de lent, atât de firesc, grație Sfântul Andrei, apostol României, sau cum se mai spune, și nănașul de credință al poporului român, și la noi creștinat s-a făcut atât de firesc dumnezeiesc, spre deosebire de alte popoare vecine, de exemplu ungurii, încreștinați, ca și bulgarii, ca și puși în urma unui decret imperial. Sfântul Sava ne dă o mare lecție că noi ne tragem din daci și nu romani, că istoria neamului nostru românesc se împletește armonios cu istoria bisericii, împreună se întrepătrund aceste istorii, pentru că este istoria credinței, istoria neamului,
istoria noastră a neamului românesc și că fiecare sfânt în sine este o istorie vie, este o bornă națională, dar și locală, așa cum este Sfântul Sava, care ne marchează în istorie pe noi buzoieni. Manifestările prilejuite de zilele orașului vor continua mâine cu vernisajul expoziției aniversare a filialei Uniunii Artiștilor Plastici Buzău, intitulată 45 de ani de la înființare și cu lansarea albumului Filiala 45, dar și cu premierea celor doi oameni ai anului 2012, istoricul Valeriu Nicolescu și pictorul Gheorghe Ciobanu. Ambii vor fi invitați unei ediții speciale la Campus TV mâine de la ora 14.